Un spectacol a fost și cea mai nouă, dar cu siguranță și cea mai dură experiență trăită până acum de Emi și Cuza, Asia Express. Cei doi au reușit să ajungă până în finala competiției din sezonul cu numărul 4 și îi felicităm indirect pentru asta. În ciuda situațiilor limită, să știți că amândoi ar retrăi, dacă ar putea, toate momentele, chiar și în lipsa camerelor de filmat. Cam atât de mult ne-a plăcut ce s-a întâmplat în această competiție. Ca să înțelegi, ei sunt acum alături de noi, dau mâna de 5 minute, ei nu știu că mai avem un scurt material cu ei și apoi revenim, dar ei pot continua să-și dea mâna. Vrem să readucem în atenția dumneavoastră o anume scenă din Asia Express, dragilor, și apoi puteți să continuați să dați mai. Haideți să vedem materialul și revenim. Fie greu. E dificil. Totul. Da, vreau să spun ceva Madalinei. Când sunt moment în care totul părea că se duce în jos și se necau curăbile și ne apucau panicile și toți oamenii erau super haosați, ea a apărut în viața mea și m-a stabilizat. Nu sunt bun la asta. N-am mai făcut asta niciodată și nici nu vreau să mai fac. Într-un moment, prin primele etape, într-un autostop, stăteam cu ochii închiși și mi-am imaginat momentul ăsta, așa că... Iuțu, vrei să te măriți cu mine? Iuțu, fii atentă, uite-te acum, în dreapta ta, că el n-are inelul aici, că-ți dai seama, n-am avut cum să-l avem. Zita! Eu nu plâng de fericire, eu plâng de ciudă câte zori înaintea mea. Știți deja, cel mai probabil, dar vă reamintim, răspunsul a fost da din partea Madalinei, iubita lui Emi. Ca să nu avem dubii, ulterior băieții de la Noaptea Târziu au postat întreg momentul pe canalul de YouTube. Emi, Cuza, bine ați venit pe la noi. Bine v-am găsit. În această formulă pentru prima dată. Mulțumesc, felicitări. Mulțumesc. În această formulă, poate printre puținele dăți. Îți dai seama, deja îl sun să-l chem la bere și îmi zice chiar. Nu venim. Asta mai să te-ntreb. Ce s-a schimbat? Dar pe tine să te întreb, ce s-a schimbat în relația voastră de prietenie după această cerere? E mai strânsă. Am înțeles. Chiar e mai strâns. E strâmtorat sau strâns? Nu, e mai strânsă relația noastră de prietenie. Cred că și vrea să evadeze cumva, știi, și mă sună mai des. Relația noastră de trei funcționează în continuare. În continuare funcțională. Nu, totuși, cred că voi v-ați apropiat și foarte mult și în Asia. Da. Și vreau să știu ce lucruri ați aflat unul despre celălalt în toată experiența asta trăită. Eu am spus-o serios, că am plecat la drum cu un prieten și m-am întors cu un frate. Chiar dacă noi suntem prieteni foarte buni, cei mai buni prieteni de 15-16 ani se fac acum, ne știam în toate ipostazele, de la grele, la ușoare, la prostii făcute, la lucruri serioase, clădite, dar am descoperit un prieten puternic, organizat, serios, cu un autocontrol fantastic și curajos. Emi, te recunoști în această descriere? Poate că mi-am amintesc ceva. Ești puțin imperturbabil, așa. Dacă jumătate de an, încerc să-mi amintesc. Am auzit că toți ăștia care se căsătoresc au un poker face după aia, toată viața sunt așa. Nu știi niciodată ce te paște, mai bine. Păi și tu mai plângeai că se căsătorește înaintea da, ta? Da, am plâns că se căsătorește înaintea mea, pentru că dacă îl cunoșteați pe Emi în liceu, dacă nu-l cotau ăștia la pariuri, nu exista, adică nu ar fi existat șansă să se însoare. Și în plus că noi am făcut un pact de singurătate, așa cumva, am zis că ne punem pe taxi și o să fim indicativele 5, 6 și 5, 8. La Târgu Jiu ne întoarcem singuri și o să fim niște domni de aia bătrânei așa pe taxi. Deci Emi a încălcat. Da, nu e vina mea, e vina ei, să știți. Asta voiam să a fost deci, apoi a fost vina a fost vina, a fost vina ei. Noi, eu încă sper să mă accepte, și așa nesingur pe 5-8, că sunt acolo cu el. Și totuși, hai să vorbim puțin de unde a pornit practic ideea de a face acest moment, pentru că probabil voi ați discutat-o înainte. Nu, chiar nu. Ați găsit o cutie de inel întâmplător în zonă? Nu, am vorbit cu... Mie mi-a venit ideea asta prin primele etape. Eram la un autostop într-o mașină și mă luați așa dur și de casă. Și autostopurile la noi durau câte 4 ore. Și n-aveai ce să faci. Eram chiar în mașină, prin se după atâta timp. Și mi-a venit ideea, pur și simplu. Și l-ai întrebat pe Cuza, cum ar fi dacă aș face asta? Cum ți se pare? Și face, bă, ce șmecherie. Deci hai să o luăm așa. Voi ați filmat atunci partea asta. Da.
V-ați întors? Da. N-ați spus ce a urmat nimic după ce v-ați întors? Că a trebuit absolut tăcere absolută până absolut a fost difuzat. Nimic, nimeni nu cum știa fost, nimic. Cum a fost perioada aia? Da, asta sunt. Îți spun eu, a căutat inel. A fost prea agitat. Da, încă mi-apar pe, dacă intru pe net, orice Facebook, Instagram. Primele numai reclame. Nu, numai reclame, apar reclame cu inel, continuă. Deja n-am scăpat. Am uitat de momentul ăsta. Mi-aminteam din când în când, îmi spunea lui Cuza, vezi că așa, ok? Eu am avut am îngropat. Eu mă mai sparg, eu mai spun ca prostul. Asta zic, cum a ținut secretul până atunci? Greu, pentru mine greu. Și când au venit în seara aia, când trebuia să se întâmple momentul ăla, eram doamne, ați fost ciudați în seara aia? Nu. Tăcuți, așa? Nu, pentru că planul meu a fost în felul următor. I-am spus iubitei mele că o să vin echipa de la Observator, să ia niște cadre cu fiecare echipă care a rămas în ultimele trei. Și noi suntem în seara respectivă. Și ea nu știa, nici mama nu știa, nici părinții, nu știa, nici taică, nimeni nu știa. Uite, știe să facă surprize. Nu, bravo, Emi. Că știe să mintă, dar doamne ferește. Depinde de perspectivă. Și în momentul în care cei pe care am chemat știau câțiva dintre ei, Nata Ticu și Lizi știau, Maria Speranța știa, vara mea nu știa, de exemplu, unii și alții nu știau. Ideea e că atunci când a început să se difuzeze scrisorile, Lizi a început să plângă. Ea știind și fiind mai emotivă. Și măda mea se uită la ce are mă Lizi de plânge. Și Lizi plângea, ei se îndodau. Și făcea, ce drăguț. Și ne filmau. Și nu s-a prins, uite că nu s-a prins. Da, noi am și ăla, inclusiv camera. Am zis că s-a apucat Cucu de daily vlog. Chiar așa, erai responsabil cu florile? Da, am fugit repede. Am fugit de la radio, m-am dus și am cumpărat flori. Că nu putea să se ducă să ia flori. Că bătea la unele băgam, ce să am găsit un buchet, am mărit de trandafir ceva. Ai auzit, bătea loc dacă îi ducea flori. Păi nu, mă vedea cu florile așa. Cum ești cu florile? Avem foarte multe cupluri care vin pe la noi. Cu florile? Recunosc. Unor femei le plac florile, altora nu, la voi cum e? Lui nu-i plac. Mie nu-mi plac, ei plac. Ei plac, păstrează tot ce am apă acum. Are niște coșulețe, le taie frumos, scat și aruncă acolo, îi bagă, îi păstrează. Iarbar. Să revenim puțin la experiența Asia Express. Ați zis că ați mai face o dată cu ochii închiși, ați repeta. Acum aș pleca. Acum nu, și chiar că nu spune așa. Foarte pe greu și ați avut și multe momente în care ați căzut. Da. Și la propriu și la figurat? Și la propriu și la figurat, da. Asia Express, mie mi s-a părut că e definiția vieții, e esența aia. Totul, atât de repede. Acum ești demoralizat, vrei să pleci. Nu mai ai nicio speranță. Da, nu mai vezi ieșirea dintr-o situație și peste 20 de minute se schimbă și ai un entuziasm fantastic. După din nou și din nou și din nou. Ești pe primul loc, pe ultimul loc, pe la jumătate și tot. Ați fost dezamăgit că nu ați ajuns primii? Cred că dezamăgirea a fost atât de mică încât nici n-am observat-o. Bucuria noastră a fost că am trăit experiența. Iar eu v-am văzut foarte bucuroși pentru Mihai și pentru Elvira. Adică chiar reacția voastră a fost sinceră. Da, da, noi suntem niște oameni. Actori buni. Noi chiar avem felicitări, avem felul ăsta în noi. Chiar suntem oameni buni. Și exact cum s-a văzut. Într-adevăr, puțin în sinea ta ești dezamăgit că ai văzut să câștigi. Dar nu poți umbri. Dar cred că ai mult experiență. Da, exact. Dar n-ai cum să te bucuri pentru ceilalți care au fost colacul cu tine, au avut exact aceleași probleme, au trăit aceleași nenorociri. Au fost momente dificile, rău de tot. A fost foarte așa greu. Așa e mai grea în realitate decât la televizor. Oho, nimeni cu siguranță. Și sunt multe momente pe care noi nici nu le vedem la televizor. Dar chiar tu știi că ai fost puțin tel. Stai puțin, trei zile. Stai. Când m-am întors, n-am vorbit cu nimeni 2 săptămâni. Băieți, mulțumim din suflet că ați fost astăzi la noi. Mulțumim. Sărbători frumoase să aveți. La fel. Și mult succes. Doamne ajută. Tot ce urmează. În viitor. Exact.